Salveniuți și bine ați venit la un episod de The Hunter Call of the Wild. Suntem pe New England Mountains și... Bună, Mihaela. Avem și spectatori. Mihaela vrea să-și facă training-ul în vânătoare. Așa că ce mai bine decât să înveți de la cel mai bun, corect? Corect. Păi, asta zic. Cel mai corect. Asta zic. Și da, de obicei mă laud singur, de ce întrebați? În față ar trebui să avem un raton care își face prezența. Dar... cred că ar trebui să-i dăm un picuț. Uite niște urme, e posibil să fie ratonul. Când zice mating call, e super tare, pentru că el vrea iubăreală, practic. Op, ia uză-l. Ați... vrea iubăreală și warning call înseamnă că te-a cam detectat. Like, te-a mirosit, zice, șefule, nu te apropia că te-am ars. Bine, prin te-am ars doar fuge, nu face nimic altceva. Avem... mamă, am o plantație de dovleci în față, cea mai a dracu. Și am aia dracu plantație, pentru că dacă ai animăluțe de-astea mici, nu poți să vezi nimic în ea. Hai să vedem dacă se ascunde ceva pe sub pe aici. Deci avem unul acolo, ia uite-l, acolo. Și încă unul în partea asta. Ok, pe băiatul ăsta aș putea să le iau de pe aici. Dar e un pic cam departe, așa că... hai să înaintăm. Ar fi riscant totuși de aici, zic. O să înaintez un pic după ei. Vezi, asta e o situație super dificilă, că practic aș putea să-l împuși de aici. Dar nu știu dacă pot să o fac bine. Pe când dacă aștept, băiatul deja vine că înspre mine, doar fiindcă am mai așteptat un picuț, el și-a schimbat traiectoria. Că nu se mai simte amenințat. Așa că uneori e foarte bine să mai aștepți o leacă. Hai să mergem după un dovleac de ăsta. Bun, avem 5 gloanțe și arma este cea mai slabă. Asta ne trebuie, uite cum se uite. Hai, man, ridică-te! Acum la raton, sincer să fiu, nu prea știu unde inima. O să dau cum dau la toți, sub bărbie. Uite-l, mă, ce merge el așa, gale? Uite, vezi, acum dacă încerc să-i dau, îi dau fix în cap. Iar ăla cumva s-a întors. Uite, deja nu mai îmi tremură mâna. Nu pot să-mi ține respirația. Și dacă se întoarce, ia uite-l. Ah! Mi-a tremurat mâna aici. Deci nu pot să-mi țin respirația foarte mult timp. Acum... dar n-a murit. Ba da, a murit. A murit acum. Încerc să mă uit de frățior. Poate o fi fugit în stânga, deși slabe șanse. Puteam să-i mai dau o dată, dar stăteam cu scopul pe el, pentru că dacă îi mai dau încă o dată, practic se consideră că... adică nu e ideal și punctajul pe care îl primesc este minim. Dacă îl împuși doar dintr-o dată, dintr-o lovitură și dau și în ceva organ vital, înseamnă că știu ce fac, i-am dat bine și îmi dă punctaj maxim. Vital Organ Hit. Deci ne-a mers treaba foarte bine pe băiat și am luat bronzul. Hai că nu e rău, zic. Dar a fost el trivial. Poftim? Spune unde ai dat. Da, aici în dreapta avem aici plămân stâng, liver, e ficat, stomac, ulna, nu știu ce asta. Da, și putem să vedem fix aici. Vezi unde e inima? E în stânga, ba nu, e în pus dubios. E mai sus inima. Deci când se ridică trebuie să-i dau pe sub mustață pe aici, așa, bang. Yep. Bun. 338-ul și avem un mus. Ce nasol la mus uneori, la elan, este că... eu când dau scop și mă uit să văd dacă mișcă ceva, ei când sunt speriați stau nemișcați, fac ha! Și doar se uită. Și trebuie să stau să aștept ca ei să se pună din nou în mișcare să pot să-i observ. Bun, deja e supărat băiatul. Uite, e undeva în spatele arbuștului ăluia. Uite-l sus. Doamne, nu-l văzut. Uite-l aici. Bun, hai să scoatem 338-ul. Păi trebuie să nu dau într-un copac. Practic eu nu-l văd. Știu că e aici, dar nu știu în ce dau. Acestea fiind spuse, îmi place să fiu un pic mai strategic. Uite, dacă iese în luminișul ăsta, pot să-l prind acolo. Gen, dacă... aici nu-l văd, știi? Da, da, pot risc să dau un copacul ăsta. Faptul că a venit norul nu mă ajută deloc. Ideea e că nu fuge. Uite un luminiș în dreapta. Trebuie să ne odihnim. Și vine în jos. Asta este foarte bine, că eu pot să-i dau în inimă aici. Gata, i-am dat-o și a și căzut. Ai văzut? Uite aici, unde e punctul galben. E fix jos acolo. Seamănă cu un buștean, știi? Este. I-am dat-o și a și căzut. Deci i-am dat în vitala adineaori, i-am dat-o foarte bine. Sper să-i fi dat în inimă. Am luat argintul și am dat în flash și heart. High five! I-am dat în inimă băiatului. Ia uite! Uhuhu! Deci asta este o imagine destul de rară. Da, pentru mine. Aburi, pentru că nu era fix în inimă. Exact, și să nimerești una fix așa în inimă, like, come on, man, come on! Poți să adormi aici pe scaun. Da, ai nesimțită de... Eu, și, uite cum vine soarele, gata, da, a ieșit soarele acum. Da. Trecerea asta de la nor la soare... Dar știi că n-am observat asta până când te-au zis pe tine că se, se întunecă mai devreme, știi? Da? Că se întunecă imaginea. Oh, pe mine mă afectează maxim. Dar n-am observat. Am observat când sensorește, dar nu și când e nor. Da, eu... Asta cu norii, mă știi pe mine cum sunt cu lumina. Plus că se vede mai greu animalul, știi? Deci... ar trebui să fie bine în față. Mai e o chestie, te mai uiți prin iarbă, dar de data asta nu văd iarbă culcată foarte... Nu știu, cred că din partea... I-am cam pierdut urma, sincer, nu prea mai mi-amintesc dacă de aici a țipat sau nu. Gata, uite urmele acolo. Oh! Salut! Oh! Ah! Fix până să schimb arma. E tot pe trot, vezi? Deci am mers atâta și măcar... L-am văzut, uite-l aici. Cum l-ai văzut? Mă pun jos. N-are cum să fugă mult, nu se poate, adică i-am dat-o fix cu alea. E posibil să fi trebuit să trag mai sus. Gata, i-am dat-o bine, a fost vitală. Când cade imediat și nu aneargă mult, e vitală. Tu pe live nu le iei atât de rapid, alegi după ele, sau eu cred că-ți port noroc. A, da, nu știu că noroc, uite, nu mi-a dat nimic aici. What? Dar cum nimic? A fost dificultate, unul trivial, adică a fost... Yo! Yo! El a fost ușor. Practic nu este un animal gen greu de omorât. Sunt pe level-e și ei. Nu-i de ajuns doar că ești tu bun sau prost la joc. Trebuie să și nimerești animale. Și jocul ți le spawnează cum vrea mușculeanului. Unele sunt de diamant, altele nu. Păi, dar îl nimeriști destul de bine. Îl nimeri perfect. Da. Flash și hard 100%. Deci mai bine atâta nu se poate. Dar el nu fu bun. Animalul. Grup de animale, rasă, uite acolo, malard. Nu e malard, nu e rață, e green wing teal. Teal e tot un fel de rață. Rață sălbatică, poate. Rață sălbatică, da. Ok, cât avem până acolo ca și kilometraj? 213. I can do it. I can work with 213. Mai survolăm un pic pe lângă, pentru că dacă mă decid să trag în astea, o să le sperii. Ei, ele acolo sunt câteva, doamne, ce frumos e. Ele sunt câteva acolo și nu pot să iau decât una, pentru că cealaltă se vor speria. Bobcat, asta e fain. Bobcatul e o... Dar nu e super rapid. E foarte rapid și nu se vede niciodată că e tot timpul ascuns în vegetație. Oh, mă deranjează aia. Unde? Atât de repede? Say what, bro? Nu cred! Fii atent cât de repede plecă. Cred că se dusă după dâmbul ăsta de nu mai văd. Hai, las-o încolo. Ioi! Ce țeapă, bă, băiatul! Uite-o! Da, și luăm Stradivarius-ul. Știu sigur că i-am dat-o. Și mai fuge una pe aici, pe dreapta, o vezi? Da, acum nu mai văd. Aia a fugit pe aici după. Mus veriol. Ce să cacă musul? Și astea de felină că sunt urme mici. Eu nu mai înțeleg unde le-am împușcat eu. A, uite pata de sânge! No organs hit. Am dat doar un flash. Ah, cine simțire. Bun, mi-a dat warning. Și acum înaintez. Aici deja trebuie să luăm arma. E după dealul ăsta. S-a și căcat, după cum bine vedem. Asta e, nu e urma, asta e căcat. Și doar cu un glonț? Arma asta? Da, e doar cu un glonț. Așa că dacă nu dai unde trebuie până faci tu reloading-ul, musul face cumpărători. Și dacă dai cu cealaltă care are 5? A, nici nu intră în... Gata. Nici măcar nu intră în dincolo de piele. Hai. Că este glonțul. Hai. Contează foarte mult, știi, să... Ai văzut în iepure când am, dacă nu mai găseam iepurele? Am mai rămas un pic din iepure și a sărit la 3-4 metri, mai ții minte? Și cu un glonț mic, practic, nu penetrezi țesutul foarte tare al animalului ăstuia. Nimic nu i-a dat nici aici, că a fost unul trivial. Iar noi am dat din nou în inimă. Bro, ce... Wow! Bro, ce-i astăzi? Bro, ce-i astăzi? Uite-te și tu. Yo! Chestii că n-am mai luat nici altceva. Înainte, de exemplu, ca să ne mergesc inima, mă mai dădeam prin plămâni. Știi? Pe când acum, nada, uite-te și tu, prin jumătatea, ventriculul stâng l-am luat. Vezi? Excelent. Excelente! Aia a fost! Fraților, cred că nu este un timp mai potrivit decât acum să încheiem sesiunea asta. O zi frumoasă să aveți! Pa, pa!